În acest episod am adăugat FCSB-ul, proaspăta campioană a României în toate ligile din lume. Aceasta este echipa celor de la FCSB și este o echipă care este bună pentru a câștiga campionatul României, dar în afară de asta nu cred că poate câștiga alte campionate din lume. Iar ca să ne facem treaba mai ușoară, de fiecare dată când FCSB va câștiga un campionat, unul dintre acești jucători va primi plus 10 la overall. De exemplu, dacă câștigăm campionatul AUS, Trei Târnovanu ajunge la 80 sau Băluț ajunge la 80 sau Ciuta ajunge la 80 sau Daua la 77, înțelegeți voi ideea, așa că haideți să mergem la primul campionat, dar înainte de asta voi nu uitați să apăsați pe butonul de like, să faceți și la acest clip peste 500 de like-uri. Nu uitați de abonare. Băieți, cred că am ajuns la finalul campionatului pentru că dacă dau înainte ne întoarcem în 2023, suntem în Argentina, ăsta a fost primul campionat în care a fost FCSB și cred că am câștigat Cupa Argentinei sau ceva în genul ăsta. În campionat am fost pe locul 5, la diferență mare de Boca Juniors, Conmebol Sudamericana, nu cred că am fost în asta, Copa de Primavera, câștigată de FCSB. Ah, interesant, au fost două zone și noi am câștigat finala cu Boca Juniors, foarte tare. Voiam să vă mai zic ceva? Și cupele ne aduc plus 10 la un jucător. Nu le luăm în considerare ca și campionate, dar beneficiem de plus 10 la orice jucător. Așa că, chiar dacă nu suntem campionii Argentinei, haideți să-i dăm plus 10 lui Târnovanu. Așadar, în poartă cu Târnovanu de 80 overall, FCSB reușește să câștige campionatul în Australia. 66 de puncte în campionatul propriu-zis, după aia a bătut în semifinale pe Sydney și în finală pe Melbourne City. Exista posibilitatea să nu câștigăm campionatul dacă pierdeam vreunul dintre meciurile astea, dar nu mai contează. Deci din două lige, una am câștigat-o, așa că mai adăugăm un jucător de 80 overall la FCSB, pentru că nu avem o cupă propriu-zisă a Australiei, să vedem ce am făcut și acolo. Iar plus 10 am dat lui Înghezana, care ajunge la 78, iar în acest moment suntem în campionatul Austriei, pe care cred că l-am pierdut sau nu înțeleg cum funcționează. Am fost în play-off-ul din Austria, s-a terminat pe locul 4, din păcate 6 puncte față de LASK. Aici cred că e Cupa Germaniei pe care am pierdut-o, putea fi șansa noastră să-i dăm unui jucător plus 10, însă din păcate plecăm din Austria cu mâna goală. Și ajunge FCSB-ul în Belgia, unde câștigă campionatul. În sezonul regulat a fost la un punct în spatele lui Genk, însă în play-off, pentru că de la belgeni am luat play-off-ul, FCSB termină pe prima poziție cu 7 victorii, 3 egaluri, 0 înfrângeri. O echipă într-adevăr campioană, din păcate nu câștigăm Cupa Belgiei, care ne-ar mai fi adus încă un jucător de plus 10, iar pentru plus 10-ul nostru următor, cred că să-i dăm lui Daua plus 10, cred că e cel mai ok. Așadar, în defensiva noastră avem pe Daua de 77, Înghezana 79, 78 de fapt, dar plus 9, acum și Târnovanu 80 și suntem în China, unde pierdem campionatul la 3 puncte, Shandong Taishan. Nici măcar nu ne bate Shanghai. Da, din păcate nu câștigăm campionatul în China. Ah, ce moftic. Asta este. Așadar, echipa noastră rămâne la fel cu Daua, Înghezana și Târnovanu cu plus 10 overall. Iar acum suntem în campionatul Danemarcei și am câștigat cupa sau play-off-ul. Nu știu care, ce înseamnă asta. Și câștigăm și campionatul cu o singură înfrângere în play-off sau ce e aici. Doamne, am avut egalitate de puncte cu Copenhaga, însă golaverajul nostru mai bun ne-a propulsat direct pe prima poziție în play-off. Am fost pe locul 5 în campionatul regulat. În play-off am făcut o revenire de senzație și astfel câștigăm și campionatul și cupa. Așadar, doi jucători vor primi plus 10 overall. Mare, mare noroc că în acest sezon în Danemarca ne-a purtat noroc această echipă, așa că haide să vedem pe ce jucători o să-i îmbunătățim. Și așadar am decis să-i mai dau încă plus 10 lui Târnovanu, să-l facem de 90 overall. Înghezana rămâne la 78, Daua 77 și Radunovici primește și el plus 10, astfel defensiva noastră este betonată,
Și asta se întâmplă la fix pentru că FCSB este în Premier League. Haideți să vedem dacă pot să supraviețuiască. Și haideți să vedem ce am reușit să facem în Premier League cu această echipă, Târnăvanul 90. Să sperăm că nu am retrogradat. Atâta lucru aș vrea să văd. În rest, nu am alte așteptări. Câștigăm Cupa Angliei, băi, ești nebun? Terminăm pe locul 9 în clasament, ceea ce este iarăși senzațional. Am terminat peste jumătatea clasamentului, dar am câștigat un trofeu în Anglia, Cupa Angliei, ceea ce înseamnă că, indiferent de poziția noastră în clasament, putem să-i mai dăm unui jucător plus 10. Și mama, am plecat din runda a 3-a, nu? Din runda a 3-a am băut pe QPR, după aia am învins-o pe Portsmouth, în runda 5-a am băut-o pe West Ham, în runda 6-a pe Manchester United, în semifinale pe Norwich și în finală i-am învins pe campionii Angliei Manchester City 3-2 și toate astea îi se datorează lui Târnăvanu. N-am câștigat și Kerbeo, ăsta a fost luat chiar de Wrexham, care ne-a bătut în runda a doua, nu mai contează, o să-i mai dăm plus 10 unui jucător. Iar plus 10 i-am dat lui Nana Antui ca să avem și noi defensiva complet cu jucători peste 70 overall. Și urmează un alt test foarte greu pentru FCSB și anume campionatul Franței. Și este momentul adevărului să vedem dacă am reușit să-i terminăm dominanța lui Paris Saint-Germain în campionatul Franței cu FCSB. Ei bine, nu, dar locul 4 în campionat este din nou senzațional, clar îi se datorează lui Târnăvanu, PSG campioană, bineînțeles. Am pierdut Super Cupa Franței, care nu știu de ce ar fi, de ce am fost aici. PSG câștigă tot ce se poate câștiga, noi pierdem cu Olympique Marseille, deci da, din păcate Franța ne lasă cu mâna goală. Și continuăm cu campionatele mari pentru că urmează Germania, FCSB în Bundesliga. Așa că haideți să vedem cum ne-am descurcat în Germania cu echipa asta care știți bine a rămas la fel, vedem Tavi Popescu accidentat, haideți să ne uităm prima oară în campionat. Băi, FCSB-ul, na, regii cupelor, ce pot să zic? Mamă, aproape am luat campionatul. Păi ești nebun, locul 2 în Bundesliga, nu mă așteptam niciodată. Diferență mare de Bayern München, dar din nou, performanță foarte mare, adică echipa lor n-ar fi fost în stare nici să se bată la retrogradare. Și vedem, câștigăm cupa, deci totuși nu luăm un campionat, dar din nou putem să upgradăm un jucător. Ideea e că nu prea știu pe cine acum, mă gândesc ori la Shooter Alexandru, dar oricum foarte bine că am luat cupa și mergem spre următorul campionat. Din fericire pentru noi, nu plecăm cu mâna goală din Germania. Și așa sper să nu plece și România la Euro. Și câștigăm și campionatul Indiei, așa că putem să mai îmbunătățim un jucător. Și urmează un nou campionat dificil, cel al Italiei. Iar cu șut de 80 overall, bine acum are 81 și Alexandru de 76, haideți să vedem cum ne-am descurcat în Italia. Ei bine, n-am luat campionatul, dar din nou am depășit Milanul sau AS Roma în bătălia pentru titlu. Am terminat pe locul 3, dar totul senzațional. Însă nu luăm cupa. Ah, pierdem în runda 16-a cu Napoli. Oricum, din nou sezon bun pentru FCSB și mergem spre următorul campionat. Iar în Olanda, FCSB-ul termină pe un îngrozitor loc 4. What the fuck? Nu mă așteptam niciodată la locul 4, sincer. În Olanda m-aș aștepta la o performanță mai bună, dar vedem că Ajax și-a revenit și la campionat. Și pierdem Cupa Olandei. Asta era un campionat pe care trebuia să-l luăm. Da, din păcate plecăm cu mâna goală. Și FCSB reușește să câștige din nou un campionat, și anume cel al Norvegiei. Și cupa nu este luată de noi, finală Bodo Glimt Vålerenga, dar oricum plus 10 la un jucător. Și am dat plus 10 lui Olaru pentru a ne face mijlocul top, așa că FCSB-ul reușește să câștige campionatul și cred că și cupa în Polonia, da. Deci doi jucători vor primi plus 10 overall și lucrurile încep să devină din ce în ce mai interesante pentru că acum o să îmbunătățim atacul echipei, așa că haideți să mergem la următoarea ligă. Iar cu plus 10 pentru Frunel Coman care ajunge la 83 și plus 10 pentru Băluță care ajunge la 80, bine acum are 81, haideți să vedem ce a făcut FCSB-ul în Liga Portugaliei, unde a reușit să câștige campionatul, practic primul campionat puternic pe care îl câștigă FCSB-ul la 2 puncte de Benfica. Nu câștigăm și Cupa Portugaliei, dar din nou plus 10 pentru un jucător și cred că știți și voi cu eu să-i dăm plus 10. Și mai trecem pe lista campionatelor câștigate, Liga Republicii Irlandei.
Din păcate nu luăm cupa. Era bine dacă luam și cupa, că puteam să îmbunătățim doi jucători, așa îmbunătățim doar unul, dar e ok. Iar cu această echipă pot spune stelară, cu Daua crescut la 87 overall, FCSB-ul reușește să câștige și campionatul în Coreea cu 92 de puncte în Coreea de Sud, senzațional. Cupa nu avem, cred, da, nu mai contează. Mergem spre următorul campionat. Bineînțeles că această echipă magnifică cu înghezana de 88 overall a trebuit să fie și în Superliga României, așa că haideți să vedem. Luăm cupa și luăm și campionatul, nu puteam să nu le luăm. Pierdem un meci în play-off, dar nu mai contează. Doi jucători care primesc plus 10. Iar cu Nana Antui la 85 overall și Lixandru la 86, acum am la 87. Haideți să vedem cum s-a descurcat FCSB-ul în Liga Arabiei. Ei bine, în Asian Cup asta nu ne interesează. În Liga propriu zis am câștigat 5 puncte față de Al Hilal, echipa care în viața reală cred că a câștigat, așa că mai primește un jucător plus 10 overall. I-am dat plus 10 lui Harus pentru că mă gândeam că avem nevoie și de un jucător pe bancă cu un overall boostat, așa că în Scoția reușim să câștigăm campionatul. 92 de puncte, nu s-a pus problema. De asemenea, nu câștigăm cupa Scoției, ok. Deci avem voie să îmbunătățim unul dintre acești jucători și trebuie să mă gândesc foarte bine, pentru că este ultimul sezon pe care îl vom simula, și anume în Liga Spaniei, și cred eu că dintre toți aceștia merită șut. Plus 10 o să-i dăm lui, așa că șut va avea 90 overall. Momentul adevărului. Echipa FCSB-ului arată așa în felul următor. Cu șut acum la 91, e echipă senzațională, e o echipă care după părerea mea ar fi în stare să câștige orice campionat din lume. Însă poate această echipă să câștige La Liga? Ei bine, da, 91 de puncte peste Real Madrid, Barcelona și orice altă echipă. Cam ăsta a fost episodul, băieți, nu am băgat-o pe FCSB chiar în toate ligile, mai aveam Turcia, Elveția și încă două, dar FCSB reușește să câștige un campionat măreț, și anume cel din Spania, așa că aici se va termina clipul. Voi nu uitați de like, share, subscribe. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pat. Leone la caritabil, dacă știți ce zic.